expunere de motive la proiectul de hotărâre privind încheierea unui acord de cooperare pe municipiul Bacău, județul Bacău din România și localitatea Costești, raionul Ioveni, de Republica Moldova. Prin adresa înregistrată la instituția noastră din 2016, Primăria Costești, raionul Ioveni, Republica Moldova, ne solicită acordul pentru încheierea unui parteneriat cu municipiul Bacău. În acest sens, ne transmite și decizia Consiliului Costești, aprobată în octombrie 2015, se aprobă acordul de colaborare între Costești, Republica Moldova și municipiul Bacău, județul Bacău, România. Da, bine, domnul. Inițialele... Da, îți aduc materialul la MAP, o să mai discutăm. Dar, inclusiv, să aveți legalitate, colaborare. Doamna Angela, domnul Bojoariu, domnul Nechita, favorabil. Domnul Bujor. Favorabil. Domnul Avare. Favorabil. Domnul Adam. Favorabil. Discuția despre să avem invitația noastră, să rog să de doamna Natalia Petre, doamna primară, în Costești, să mai înțeleze cu ajutor din două locuri. Da, stimatul domnule primar, stimați consilieri, noi suntem aici pentru a fi prezenți chiar în acest moment foarte important pentru comunitățile noastre, pentru că, de fapt, de atunci de când am venit în administrația publică de astă vară, după alegerile noastre locale, am avut aceste intenții împreună cu echipa cu care am reușit să câștigăm alegerile noastre locale și vreau să vă spun că sunt aici cu cei mai puternici bărbați din satul nostru cu care am câștigat alegerile. Este domnul vicepreședinte Tudor Vigoriță, care a reprezentat un partid care ne-a susținut foarte mult și datorită primului iar de fapt vieți în funcția de primar. Mulțumim foarte mult și cu siguranță din echipa noastră, la fel cel mai puternic bărbat din echipa noastră, domnul Măsulă, care pe atunci era ministru al Agriculturii Republica Moldova, care este originar din satul nostru și datorită căror am reușit. Deci acest spirit de echipă cu care am reușit să demonstrăm că satul Costești, care este o comunitate cu peste 12.000 de locuitori, al doilea după mărime în Republica Moldova ca și sat, am reușit să dăm dovadă de acest succes electoral. Dar nu este de ajuns. Este foarte important acest spirit de echipă să-l păstrăm și în continuare pentru ca să reușim să implementăm multe proiecte pentru localitatea noastră și pentru cei care așteaptă aceste realizări. De aceea, un alt pas foarte important a fost să ne găsim localități din România cu care să încheiem aceste acorduri de colaborare, pentru că ele sunt foarte importante în vederea dezvoltării comunităților noastre. De aceea vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de dezvoltare a localităților noastre, din care vor avea de câștigat locuitorii comunităților noastre, din care urmează să fim mândri de aceste realizări pe care le vom face împreună. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au fost de acord, pentru cei care ați votat acest acord foarte important, pentru că, de fapt, aceste încercări în localitatea noastră au mai fost de mult, pe când domnul vicepreședinte are o experiență politică mai mare și pornise aceste căi pentru a fi bătălorite, dar iată, este primul acord de colaborare aprobat, deci la nivel de acte. De aceea este foarte important acest lucru și de aceea am lăsat toate treburile pentru ca să fim prezenți și chiar să ne convingem de acest lucru că se întâmplă. Vă mulțumim foarte mult și ne dorim mult succes. Cu Doamne ajută! Domnule președinte, stimați consilieri, bună ziua, Hristos a înviat. De fapt, noi mai multă vreme mergem prin localitățile județului Bacău. Colaborarea noastră cu administrația și cu consilierii din județul Bacău avem din 2008, când domnul Ilie, domnul primar, a fost la Rula Costești. Atunci și Grigori Vieru era la Sărbătoarea Limbii Române, s-a bucurat expus de mult de ceea ce facem noi. Suntem 99,9% români. Și după aceea, acum
Atunci când ați proces și dumneavoastră la colaborare cu municipiul Chișinău, delegația din Bacău a venit la noi la Costești, la ziua Hramului Sfântul Nicolae, unde s-au bucurat de noi. Noi ne-am bucurat de dumneavoastră cu donații de cărți și multe lucruri frumoase. Am mers la Diaconești, am mers la Onești, la Obârșa Mioriței, am venit la zilele orașului Bacău, colectivul Haiducii pe care îl reprezentăm. Ne bucurăm de realizările dumneavoastră, de succesele care le aveți. Vă dorim mult succes și ca la 100 de ani, de la Unirea Basarabiei cu Patria Mamă România, să fiți alături de noi, să ne susțineți. Domnul ministru Ioan Solă să ne adreseze câteva cuvinte. Domnul ministru, vă rog. Stimate domnule primar, onorat consiliu, stimați oaspeți, noi astăzi avem un sentiment de împlinire și de bucurie, fiind aici la Bacău. Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru decizia luată. Satul Costești din raionul Oloveni reprezintă una din cele mai mari localități rurale din Republica Moldova, un sat cu un potențial mare, în special în domeniul agriculturii, acolo unde este concentrată producerea de struguri de masă, avem concentrate peste 1500 de hectare de struguri de masă și capacitatea frigorifică de peste 15.000 de tone. Anul 2015 a fost anul când a fost construită cea mai modernă și unică în Republica Moldova, casa de ambalare a strugurilor de masă. Și ne dorim ca strugurii din satul Costești să fie comercializați pe piața României. Anul 2015 am comercializat peste 9.300 de tone de struguri. Odată cu punerea în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și prinzător. Și desigur, experiența pe care o avem pe segmentul agricultură în Republica Moldova urmează de a fi îmbogățită cu cea din România. Sunt sigur că pe toate dimensiunile, atât sociale, culturale, avem foarte multe lucruri de făcut în așa fel ca comunitățile noastre să se dezvolte și să se împletenească cu spirit pur românesc. Mulțumesc mult, o zi frumoasă și o bine bună! Da, cine este pentru?
cineva cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Administrații publice locale să facem mai fericiți. Vă mulțumim foarte mult și Doamne ajută!